Lord of my soul. Binecuvântează sufletul meu pe Doamna. And all that is within me, bless his holy name. Și tot ce este în mine să binecuvânteze numele lui cel sfânt. Bless the Lord of my soul. Binecuvântează sufletul meu pe Doamna. And for that enormous his benefits. Și nu uita niciuna de din binefacerile lui, din tot ce ți-a făcut bine. And we are a disciple. The grace of God, we are started. Before we start, we speak this blessing word for all of you. Și fratele Raj, vă decis ca să mai adaugi prin alte cuvinte care le rostești de binecuvântare înainte de începe, să înceapă și cu aceste cuvinte de binecuvântare pentru fiecare care ne urmăriți. And the Jesus și Iisus este Cel care vă dă victoria. And today when the God gives you victory and you need to see what you do with your victory. Și atunci când Dumnezeu dă victorie, trebuie să vezi cam ce vrei să faci când Dumnezeu îți dă victorie. And every week we learn about every Friday morning, evening in India and Thursday in the America. We are learn for some missions. Și acum, deci ultimele trei săptămâni, seara în ora României și dimineața în ora Statelor Unite, am început să învățăm despre supunere. And after that, we started to give some questions and answers. Și apoi, deci vedem că am ajuns la niște întrebări și răspunsuri. What does the Bible say about it? Ce ne învață Biblia sau ce ne spune Biblia despre respect? Respect is a very important word, and we are all childhood to the oldest one. Everyone they have a desire, they need a respect. Și respect este ceva care este foarte important și fiecare dintre noi, de la cel mai mic și până la cel mai în vârstă, parcă vrea să fie respectat sau vrea respect. You're traveling in train, plane, and bus, and you took some taxi on the rent. Everyone they have a desire, people they give respect to them. Și chiar dacă mergi cu trenul sau cu autobuzul sau iei un taxi și te duci cu taxi dintr-o parte în alta, fiecare dorește să fie respectat. In family, everyone, the uncle, auntie, parents, mom, dad, sister, brothers, neighbors, even some people they come outside and they took some garbage, they also have a desire, people they give respect to us. Și toți oamenii, toți, mamă, tată, unchi, mătușă, bunic, deci chiar și oamenii care vin să colecteze gunoiul și aceștia au nevoie să fie respectați. And when everyone they have a desire to respect, and many times we did not know the what about the Bible says to us about the respect. Și dacă toți dorim să fim respectați, nici nu știm ce într-adevăr ne spune Biblia despre lucrul acesta, despre respect. Because we all are falling to Bible. Pentru că noi toți urmăm Biblia, nu? And today we see insight in the Bible. Și acum ne vom uita în Biblie. And you ready to learn? Și suntem gata să învățăm? And ready to allow the gift of wisdom he work in your life and he allow you to improve the word of God and you give respect to others. Și dacă vrem, atunci să dăm voie înțelepciune lui Dumnezeu să lucreze în viețile noastre și să înțelegem ce ne spune Biblia și atunci să începem să facem ce ne învață Biblia cu privire la respect. And now we see inside in the Bible, what the Bible says to us today. Și ne vom uita în Biblia, să vedem ce ne spune Biblia astăzi. First Peter. 1 Petru. Chapter 2. 1 Petru 2. And verse 17. 1 Petru 2, 2, 17. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Honor all people,
love the brotherhood, fear God, honor the king. Almighty God, we surrender ourselves in your hands. Da, totputernicule Dumnezeu, ne încredințăm pe noi înșine în mâinile tale, Doamne. And once again, in this week, we learn about your word, O Lord, you help us. Și încă o dată, săptămâna aceasta, ne-am unit să învățăm din cuvântul Tău. Te rugăm, Doamne, ajută-ne. And today we need to help us, Holy Spirit. We learn about the respect. Și te rugăm astăzi, Duhule Sfinte, să ne ajuți, Doamne, să putem să învățăm despre cine spune Biblia despre asta. Yourself in your precious hand, O Lord Jesus. Ne încredințăm pe noi înșine în mâinile Tale prețioase, Doamne Iisuse. Thank you, Father, the people, you allow your people to come and joining us. Și îți mulțumim, Tată, că ești acela care trimiți oamenii Tăi, Doamne, să vină să ne ascultă. And Abba, you talk to them. Abba, stai de vorbă cu ei. In Jesus' precious name we pray, amen. În numele prețios al Domnului Iisus Hristos ne-am rugat. Amin. Okay, now you can read please again one more time for this verse. Încă o dată, aceste versete, este la 1 Petru 2, 17. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Honor all people, love the brotherhood, fear God, honor the king. Now, the Bible teach to us. We give honor all of. Să dăm cinste tuturor, să onorăm sau să dăm cinste tuturor. Sometimes we are selected few people, just I give you honor for him or them. Adeseori, deci noi selectăm anumit număr de oameni. Oh, cam la aceștia, aceștia merită cinstea, să le dăm cinste. Oh, this is the king and I give respect for him. The Bible says you respect your king. Oh, asta este împăratul, sigur, îl respect. Ne învață Biblia să dăm cinste împăratului. But you not respect all. Dar nu respect pe toți, nu respectăm pe toți. And the Bible says you give honor all peoples. Și Biblia ne spune să dăm cinste tuturor oamenilor. And who's all? Cine intră aici în toți? Your mom, dad, grandparents, sister, brothers, brother and sisters. Not, this does not mean they are a small age. You give respect. Începând din casa noastră, mamă, tată, bunică, bunic, copii, nepoți, toți care sunt, deci nu contează de vârstă. Nici sau mari, tine sau bătrâni, să respectăm. You give respect and you received respect. Dăruiești respect și vei culege, vei primi respect. Some people they give a respect to pass honor to pastor. Și unii oameni îi onorează sau respectă sau dă cinste pastorilor. But they not give a respect for his wife. Dar nu respectă sau nu dă cinste soțiile. If wife stop to work in kitchen, how is the pastor to able to reach you on time? Și dacă soția nu ar mai face lucrarea în bucătărie, cum ar mai ajunge pastorul la timp unde are nevoie să fie? Wife, she is behind of the curtain, she work for the pastor. Soția este cea care lucrează în spatele pastorului, deci ca un pastor să poată să-și facă lucrare. And your parents, why you give a respect to them? If your parents is decided you come on earth, then you come. If they decided no, you finish in the stomach. Iar, deși la părinți, de ce trebuie să le dai respectul? Deci, pe lângă faptul că scrie în Biblie. Deci, părinții sunt acei care au decis. Dacă voiau să nu te aibă, te omora, te avorta, sau decidea să nu te aibă. Dar ei au decis să te aibă. And that's the reason you need to give respect to your parents because they allow to you come on earth. Și acesta este motivul pentru care trebuie să-ți respecti părinți, căci prin ei ai venit pe lume. You know, some people, they come every day or after one week in your home outside and they took the garbage. If they not carry the garbage, how smell whole the place?
Yeah, sunt oamenii care vin să colecteze gunoi o dată la săptămână sau depinde care unde locuim sau fiecare zi în alte locuri. Dacă acești oameni deci nu ar veni, deci nu ar fi să vină să colecteze gunoi, ne putem imagina ce miros ar fi peste tot în jurul nostru. And when you go, because they have also desired someone to give respect to them. Dar și ei au nevoie ca cineva să-i respecte. And we are told to people, so I'm following the word of God. And the word of God says you give honor to all. Și poate spunem, oh, eu urmez cuvântul lui Dumnezeu. Da, cuvântul lui Dumnezeu, Biblia ne spune. Cinstiți pe toți oamenii. And people, they have a desire to, people give respect to me, but he did not do for others. Și oamenii doresc ca ei să fie respectați, dar nu și oferă respect altora. And this is not possible. Și nu este posibil. What you sowing and what you reap, you need to see. Deci, ce semeni, aceea vei să cera. Trebuie să te gândești. And Bible teach to us. Biblia ne învață. We respect all. Și Biblia ne învață să cinstim pe toți oamenii sau să dăm respectul cuvenit tuturor oamenilor. You buy something, you need to give respect to the person. Te duci să cumperi ceva de la magazin, respectă persoana. And when you enter in the church, you also give respect for everyone. Și când intri în biserică, de asemenea, respectă pe toți. But the many people when they enter in the church and they not give respect to anyone. Și mulți oameni se duc la biserică, dar nu dă nicio cinste nimănui, nu respectă pe nimeni. Some people they give respect to the old age pupils, like elders, deacons. They give respect to them, but they not give a respect to pastor. Some people, they give a respect to pastor, but they not give a respect to elders and deacons. Yeah, unii dau cinste, poate, diaconilor sau, nu știu, ceva lucrători, dar nu respectă pastorii. Alții, invers. Așa arată respect față de pastor, dar nu le pasă de restul. And someone say, okay, I give respect to the person. But they not give respect through the heart. Și unii poate zic, oh, eu respect. Eu respect pe toți, eu respect persoana. Dar nu o fac din inimă. Și aceasta contează, să fie făcut din inimă. And the Bible says, when you read the scriptures in the book of Philippians, și Biblia ne învață, acolo când citim în Biblie, la cartea Filipeni, chapter 2, verse 3, Filipeni 2, versetul 3, în 2, versetul 3, Filipeni 2, versetul 3. Faceți-mi bucurie de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord and of one mind. Minunate învățători. Philippians chapter 2, verse 3. Yes, that's what I have, yes. Okay, one more time. Okay, yeah. I read two, sorry. Am citit doi. Sau voi continua și voi citi trei. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau de slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Let nothing be done through selfish ambitions or conceit, but in lowliness of mind let each esteem others better than himself. Now, when I was talking about this one, and the Bible very clear to teach us. Și vedem acum citind acest verset și ne învață foarte clar Biblia. Do nothing from selfishness or empty conceit. Să nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă. And many people they give respect to people, but for selfishness. Și mulți oameni respectă pe alții, dar doar așa pentru interesul lor propriu. But the Bible says we need to give a regard through your humbleness through the mind. Yeah, so Biblia ne învață, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. But when we give a respect to others, we make ourselves humble the front of the Lord and the front of the humans.
Dar noi când ne respectăm, ne arătăm respect unii față de alții, ne arătăm și smerenie, atât în fața lui Dumnezeu, cât și în fața oamenilor. And we give more than ourselves, we give him importance to your another's peoples. Și mai mult decât nouă, ne dăm importanță altor oameni mai mult decât nouă. When you give importance to others, that means you give respect to the person. Și când dăm valoare altora, deci atunci înseamnă că și respectăm. But the many people, when they give respect, they have the behind for this, the respect, they have some selfishness. Dar mulți când dau, când respectă, deci în spatele respectului este ceva, se ascunde ceva, ceva care să beneficieze. And why a people that give a respect to governments? De ce oamenii respectă guvernul? They know when they not give a respect to government and they took to them and put inside in the prison. Pentru că știu că dacă nu respectă, deci regulile guvernului, ia și bagă în temniță. And why we give a respect to the court? Because when you're talking misbehave to them, and they also you took to you and he put inside in the prison. Pentru același motiv vorbim frumos și cu polițaie, nu? Pentru că dacă nu vorbim frumos, ne ia și ne aduce în temniță. That's why you give respect, that's why you give honor to the that kind of people. Și de ce îi respectăm sau le dăm cinste, onoră? And your mom and your dad, your brothers and sisters, they not put you in a prison, that's why you not give respect to them. Și poate dacă mama sau tata nu te trimite în temniță, de ce nici nu dai, nu ți arăți respectul față de el? Even your pastor, he not put you in prison. Nici pastorul nu te va trimite în temniță sau în pușcărie. Nu te va da în judecată. Și de ce? Poate nici nu dai respect. And we need to understand when you start to give or respect others and importance for your life. Oh, this is a, doesn't matter what kind of cloth he uses, the cloth is good or bad. This is not important. The respect is important. Și noi trebuie să înțelegem că este important să ne arătăm respectul față de alții. Nu contează cum sunt îmbrăcați și nu contează aceste lucruri, ci este spre binele nostru. Don't give respect to see the cloth. Give respect to all the humans. Deci nu dați respect după felul cum este îmbrăcat un om, ci respectați-l pentru că este o ființă umană creată de Dumnezeu. And now we see in the scriptures in the Bible, the book of Luca. Și ne uităm acum în Biblie, în cartea lui Luca. Chapter 10. Luca 10. Verse 33 and 34. Luca 10, 33 și 34. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de, i-a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui și l-a dus la un han și a îngrijit de el. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion. So he went to him and bandaged his wound, pouring on oil and wine, and he set him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. Okay, now you can explain to me which chapter you read and which verse? Luke 10. Okay. 33, 34? Yes. Now you check again, you read really 33 or 34? Yes. Luke 10, 33, 34. Okay, you read your translation. You read your translation. No one after lighting a lamp. Puts it away in the collar, nor under a basket, but on the lampstand, so that those
Who enter may see the light. Yeah, so nimeni nu pune o lumină sub o baniță, ci o pune undeva la lumină să se vadă, ca toți care intră să o vadă. 34. The eyes is the lamp of your body. Și, ochii sunt lumina trupului tău. When your eyes is clear, când ochiul tău este curat, your whole body also is full of light. Tot trupul tău este plin de lumină. But when it is bad, your body also is full of darkness. Dar dacă ochiul tău este rău, atunci tot trupul tău este plin de întunecime. That means you give respect through your eyes to the people. Ceea ce înseamnă, ce facem? Deci respectăm pe oameni prin ochiul nostru? When your eyes, when you see to the person, the man or the woman or the girls or the boy, the children, your respect in your eyes is not a respect in your mouth, respect in your eyes. How you use your eyes. If your eyes have a no light, that's a darkness, that your whole body is the darkness. Deci respectul se face, deci cum vedem noi omul? Deci dacă noi suntem luminați și ochiul nostru este care este curat și este lumina trupului, atunci noi putem, deci din punctul acesta de vedere, să dăm respect omului. Dar dacă ochiul nostru este rău, atunci din punctul de vedere, deci noi privim oamenii cu răutate. That's mean when your eyes is not clear. That's mean you're not, you speak a word, but your eyes and your lips, they're not matched to each other. Și dacă ochiul nostru nu este curat, nu este bun. Deci ceea ce rostim noi cu gura și ceea ce gândim nu se potrivește. But when you see to the person through your eyes, and then the person is understand you're ready to give a respect to them, or you have another things. Atunci persoana știe. Deci dacă tu într-adevăr îi respecti sau ai altceva în gând, în minte. You know, our body language is very important when we give respect to the part of people. Pentru că și limbajul comunicării acestei, limbajul nostru a trupului, deci prin felul cum privim, cum gândim, deci imediat se vede dacă într-adevăr este din inimă sau este doar de pe buze. The eyes is the lamp of your body. Ochiul este, ochii sunt lumina trupului. Your eyes is a very important, my brothers and sisters. Ochii sunt foarte importanți, frații mei dragi și surorile mele dragi. You see, when you're ready to eat the food, your eyes, when he see the food, he already take a taste. Când ochii noștri privesc mâncarea, deci deja simțim gustul. Deci numai cu ochii când privim, parcă simțim deja și gustul. Before you aroma, receive the aroma, you're ready to take a food in your mouth, but your eyes, when he looked, he take a taste and pray, praise the Lord. Yeah, deci înainte de a ajunge aroma mâncării în gura noastră, să simțim gustul, deci noi o privim deja și o savurăm prin privirile noastre. You see, what is the importance of your eyes? Your eyes give respect to others. Deci tot la fel prin ochii noștri, deci felul cum ochii noștri ne dă de gol cum ar veni, dacă într-adevăr suntem reali și respectoși sau nu. Now we see the script in the 1 Corinthians. Și ne uităm acum la versetele de la 1 Corinteni. Chapter 10. Capitolul 10. And verse 33. Și versetul 33. 1 Corinteni 10, 33. 1 Corinteni 10:33. După cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci a celor mai mulți, ca să fie mântuiți. Just as I also please all men in all things, not seeking my own profit, but the profit of many, that they may be saved. Amen. This is the respect. Deci vedem ce ne învață și cu aceasta, înseamnă respect. When you start to searching the benefits to others, you make the plan, you make God ready to use you, they saved through your benefits to give to others. Deci când tu, când ți-ți pasă de oameni, atunci vrei ca ei să fie mântuiți. Și vedem ce frumos le spune aici. Deci după cum mă silesc și eu în toate lucrurile, să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci a celor mai mulți ca să fie mântuiți.
just as I also please all men in all things. Ca și după cum și eu mă silesc în toate lucrurile, să plac tuturor. And everyone they said to us in that time, I'm fallen to Paul. Now, the Paul is saying this one. Și mulți zic, oh, eu spun, fac tot ce scrie Pavel în Biblie. Și Pavel spune și lucrul acesta. Paul not just talking about other things, but Paul talking about it this one too. What we do. Pavel nu vorbește numai despre alte lucruri la care ne place să ascultăm. Dar și despre ce se vorbește, ce facem aici? Just as I also please all men, all things, and what you do. După cum și eu mă seresc în toate lucrurile, să plac tuturor, ce faci tu? Not seeking my own benefit, but the profit of many. Deci nu căutând la folosul meu, ci la folosul a celor mai mulți, a multora. And he ready to give a profit to many. Deci el era gata să facă, să, ca prin ceea ce face el să poată să beneficieze mulți. And can you ready to give me a profit to me? Și voi sunteți gata să mă face și pe mine să beneficiez? You ready to give your profit from your parents? Ești gata să faci ca părinții tăi să beneficieze? Your brothers, your sister? Sau frații, surorile tale? Because God have a purpose when you give benefit to others, they saved. Deci dacă tu faci lucrul acesta, faci ca alții să beneficieze, atunci ei vor fi mântuiți. So that they may be saved. Ca ei să fie mântuiți. Praise the Lord. Slăviți să fie Domnul. He is the desire the people saved. El dorește ca oamenii să fie mântuiți. You're saying I'm fallen to Christ. Și poate spui eu îl numesc pe Hristos. But through your lifestyle, he or she or they see to you, you always finding for your benefits, but do not allow to give benefits to others. Și tu spui că urmezi pe Hristos, dar ei văd lume, cei din jurul vostru ne văd că noi, de fapt, căutăm beneficiile noastre, dar beneficiile noastre. Folosul nostru nu este tradus, deci nu folosul altora. And how is the possible that the people ready to accept Christ as a personal savior? Și dacă ei te văd în felul acesta, că tu cauți să profiți tu, cum vor accepta ei pe Domnul Iisus Hristos ca salvator personal? And when you start to searching for your benefits, that's when you make yourself selfish person. Și când facem lucrul acesta, deci căutăm folosul nostru, devenim oameni egoiști, egocentrici, căutăm doar folosul nostru, interesul nostru. And this is not possible, a selfish person to take care for others. Și un om care este egoist niciodată nu va se va îngriji de alții. That means. Ceea ce înseamnă? Your eyes is not clear. Ochii tău nu este luminat, nu este curat. That means you're not ready to give respect to the person. Deci înseamnă că nici nu ești gata să arăți respectul tău față de persoane. That means you're not fulfill the Bible. Deci înseamnă că nici nu împlinești Biblia. You see the Gospel John. Și ne uităm acum în Evanghelia după Ioan 34 and 35. So John chapter 13. 13, okay. Ioan 34 and 35. Okay, 13. So Ioan 13. 34-35. Yes. Cu 34-35. Vă dau poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. By the a new commandment I give to you,
that you love one another, as I loved you, that you also love one another. By this, all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Amen. Slăviți să fie Domnul. And this is a very simple verse. Acesta este un verset foarte simplu. But very powerful. Foarte puternic. The respect connected with love. Respectul, deci este conectat cu dragostea. You not give a respect with the anger. I give you respect. Și nu poți să spui, oh, eu te respect, dar să fii pe un ton nervos. But when you give respect, people see your eyes, you give respect. That's when you love to the person. Când ai cinste sau respect, oamenii, deci aceasta se vede în ochii tăi. Se vede în ochii noștri. You can see when the Jesus Christ, putem să vedem cum Domnul Iisus Hristos, and read inside in the Bible that Jesus, when the times come, he prayed the Gethsemane garden, and the people came to cast to him. How he respectfully to talk with them, I am. Deci vedem la Domnul Iisus Hristos când era în grădina Ghețiman și când au venit să-l prindă. Și întreba pe cine pe căutați? Pe Iisus Hristos. Deci eu sunt. Deci și-a arătat tot respectul. Nu eu vă jucă, ci eu sunt. And he respectfully answered to them. Și cu respect și-a dat răspunsul. And how we can do it. Dar ce facem noi? Cum facem noi? A new commandment I give to you. Dau o poruncă nouă. That you love one another. Când vă iubiți unii pe alții. Even as I have loved you. Așa cum v-am iubit eu. That you also love another. Tot la fel să vă iubiți și voi unii pe alții. What the Bible tells us. Ce ne spune Biblia? What the Bible says to us. Ce ne spune Biblia? Ce ne învață? That Jesus Christ has given a simple teaching. I love you, you love to others. Domnul Iisus Hristos i-a învățat foarte clar. Cum v-am iubit eu, așa vă iubiți și voi unii pe alții. He did. El a făcut. But we not. Că noi nu facem. What we do, God more for us, we can. Deci ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi a făcut mai mult decât noi putem face. And then the verse 35. Versetul 35. By this all men will know that you are my disciple. Prin toate acestea vor cunoaște oamenii că voi sunteți ucenicii mei. If you have loved one another. Prin faptul că vă arătați dragostea unii față de alții. And this is the simple way. You don't need to write here, I am a disciple of Christ. Deci așa este foarte simplu. Nu trebuie să scrii aici pe frunte că eu sunt un ucenic al lui Hristos. Just start to love another. Începe să iubești pe alții. Then people, they knew well, they know very well you are a disciple of Christ. Atunci oamenii vor ști foarte bine că noi suntem ucenicii lui Hristos sau voi sunteți ucenicii lui Hristos. Christ not teach to us, we need to cut someone. Deci Biblia nu ne învață că noi trebuie să tăiem pe cineva sau. But it teaches to us we love to one another. Cine învață, deci nu ne învață lucruri grele, să tăiem pe careva sau să omorâm. Cine învață să iubim unii pe alții. And we see the first John. Și ne uităm la 1 Ioan. Chapter 3. 1 Ioan, capitolul 3. And verse 23. Și versetul 23. Și porunca lui este să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos, și să ne iubim unii pe alții cum ne-a poruncit El. And this is His commandment, that we should believe on the name of His Son, Jesus Christ, and love one another as He gave us commandment. Now, who gave this commandment to us? Paul, Peter, John? Cine ne-a dat porunca aceasta? Petru, Ioan, Pavel? Jesus Christ. Iisus Hristos ne-a dat porunca aceasta. This is His commandment.
Aceasta este porunca lui. That we believe in the name of his son Jesus Christ. Noi să credem în numele lui Iisus Hristos. And love one another. Să ne iubim unii pe alții. Just as he commanded us. Ca și cum el ne-a poruncit. Așa cum el ne-a poruncit. He not to give a hard work for us to do. Și el nu ne-a dat un lucru greu de făcut. He gave us a very simple commandment. Simplă poruncă ne-a dat. This is very hard for a human. Care este foarte greu pentru oameni. They love his own self, but they not love to others. Pentru că se iubesc pe ei înșiși, plin de sine și nu iubesc pe alții. When you're ready to love to others, then when you're ready to respect to others. Atunci când ești gata să iubești pe cineva, atunci îți vei ierta și respectă față de el. And this is his commandment. Și aceasta este porunca lui. This is not from me. Nu este al fratele Raj. This is not my commandment. This is not commandment of Sister Altheos and nobody. Nu este porunca. God gave us this commandment and we said, I am loved to Jesus Christ. I die for the cross, for the Jesus Christ, like that. But you not love your... Și nu este porunca fratele Raj, nu este porunca mea, nu este porunca unui om, ci este porunca Domnului Iisus Hristos. Și poate spune, eu îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos și-a dat viața pentru mine. Dar nu iubești pe aproapele tău. And loudly you speak, I am a disciple of Christ. This is not the truth. You do not love another. Și poate să vorbești cu voce tare, eu sunt un ucenic al lui Hristos. Și de fapt nu este adevăr. De ce? Pentru că nu iubești pe alții. Jesus, he loved everyone. Iisus i-a iubit pe toți. People, they sold him, loved him. Și cel care l-a vândut, i-a iubit și pe ei. Și pe cel care l-a vândut. Peter, 3 times he denied to him, but he loved to him. Ne uităm la Petru care s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos de 3 ori. Și pe Domnul Iisus Hristos l-a iubit. Jesus gave respect to them. Și încă l-a respectat. That's why they changed. De aceea Petru s-a schimbat. Să fie Domnul. That's why he realized, the Jesus, he gave me respect, he gave me honor, but what I do with him? And that's the reason he ran away and he's hanging himself. Judah. Și vedem la Iuda când a realizat dragostea Domnului Iisus Hristos și că a vândut sânge nevinovat și a ajuns la realizarea aceasta, nu s-a mai putut împăca cu el înșiși și s-a dus și s-a luat viața. And the Peter, he cried. Petru a plâns, căit amarnic. Jesus, respect to me. He remember everything. Jesus helped me. I was ready to when I will go to the fishing time, but I did not receive any fish. But the one time that Jesus speak to me and I do, and I receive a lot of fish. Și a dus aminte, Petru, tot ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru el. Și atunci, la pescuire, când toată noaptea s-a trudit și nu a prins nimic, și la porunca Domnului Iisus Hristos s-a pescuit și a prins atâta pește. Tot și a dus aminte și a plâns cu amar. You remember how the Jesus Christ healed his mother-in-law? Și a dus aminte cum Domnul Iisus Hristos și-a vindecat pe soacra lui. And within a few seconds, everything he remember, because Jesus give me a respect and what I do for him. Și câteva secunde și-a dus, o minute și-a dus aminte ce a făcut Domnul Iisus pentru el și cum l-a respectat. Și el și s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos și-a plâns cu amar. And when we are not give a respect to Christ and we not give respect to parents, something happen come in our life. Și când noi nu dăm respectul Domnului Iisus Hristos, nu dăm respectul părinților noștri, înseamnă că ceva se petrece în viața noastră, în viața cu tineri. Something bad with us, why you not give respect to others? Și pune-ți întrebarea, din ce se petrece acolo, de ce nu poți ajungi să-ți arăți, să cinstești pe alții, să arăți respectul față de alții? Never think, why I'm not giving respect for this person and that person? Gândește-te, oare, de ce nu poți să respecti pe persoana cu tare sau cu tare? Now I give you answer today. Și îți dau și răspunsul. You try a lot of time to give respect to others, but you're not comfortable. Ai încercat din greu să respecti pe alții, dar nu te simți confortabil. The Book of Psalms. Cartea Psalmilor.
Chapter 119, verse 67. Până ce am fost smerit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul tău. So, before I was afflicted, I went astray, but now I keep your word. Praise the Lord. Slăviți să fie Domn. Before I was afflicted, I went astray. Deci înainte rătăcea. The person did not give respect to others because they have a wrong track. Și oamenii care nu își arată respectul față de alții este că ei rătăcesc. He not accepted to the person in own heart to give a respect to others. Și nu îi acceptă, deci ca să dea sau să cinstească pe alții, cum ne-a învățat Scriptura chiar de la începutul predicii, să ne arătăm respect unii față de alții sau să cinstim. Before I was afflicted. Deci înainte, când a fost smerit. You are afflicted by the sin, you are afflicted by the ego, you are afflicted by the selfishness. Poate ai fost afectat de păcat, de egoism, deci a fi doar pentru tine. But now I keep your word, praise the Lord. Acum țin cuvântul tău, slăvi să fie Domnul. You have a desire to respect others, now all the verses I give here, you keep it. Și ai dorința să respecti, ține minte aceste versete care le-ai primit astăzi. Because the Bible teaches us we give respect, we give honor to others, we give all. Și căci Biblia ne învață ca noi să cinstim pe toți oamenii. Toți. The David is ready to do it. Și David a fost și el gata să facă lucrul acesta. You are ready today? Ești gata și tu să faci. We see the Gospel of John. Și ne uităm la Evanghelia după Ioan. Chapter 14. 14. And verse 15. Ioan 14:15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. 15, okay? Yeah, I've read 16 also. If you love me, keep my commandments. If you love me. Deci dacă mă iubiți. If you love Jesus Christ. Dacă iubești pe Iisus Hristos. Really you love to Jesus Christ? Adevărat, îl iubești pe Iisus Hristos. But he started, if you love me. Dar a început aici, dacă mă iubiți. He not say you love me. Nu zis că mă iubiți. He said, but the word of God, he talked to us today very clearly. Really Jesus saying you love to me. Or you just speak the word, I love Jesus. But in you're not your action, you love to him. Yeah, deci vedem și dacă mă iubiți. Dacă mă iubiți. Poate noi spunem, da, te iubim. Cuvinte, dar nu și acțiune. Dacă îl iubim, înseamnă că și urmăm poruncile lui. You will keep my commandments. Veți urma poruncile lui. Vom urma poruncile lui. He not give you the hard commandments. Și nu ne da porunci grele. Like the Old Testament. Care era cele din Vechiul Testament. Which he gives to Moses. Care le-a dat lui Moise. But he gives you very easy. Foarte ușoare poruncile la Domnul Iisus. This is the point of view of Jesus Christ. It's easy. But as your point of view, you know very well. Și din punctul de vedere a Domnului Iisus Hristos, să zic, poruncile mele sunt ușoare, jugul meu este ușor. Dar din punctul tău de vedere, tu știi foarte bine dacă este ușor sau grea. And we see the book of Rome, Luca. Ok, ne uităm la Luca. Luke chapter 20. 20. Wow. And verse 25. You are like it very much for this verse. Mi va place foarte mult versetul acesta, Luca 20,
25. Atunci el le-a zis: dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Luke 20:25. And he said to them, render therefore to the Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. You give respect to people because you need to do. Respect oamenii pentru că trebuie să faci lucrul acesta. This is the commandment of Christ. Ce este porunca lui Hristos? And now, just as old as you read it. Aici, cum am citit, ce ne zis? And Jesus said to them. Și Iisus le-a zis. They rendered to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. Deci dați cezarului ce este a cezarului și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Which things you need to give to God, you give. Which things you give to Caesar, you need to give Caesar. And now we are the respect. You give respect to your parents, that means you give to respect to them. Yeah? Deci ceea ce trebuie datorăm cezarului, dăm cezarului. Ce este lui Dumnezeu, dăm lui Dumnezeu. Părinții noștri trebuie să-i respectăm. Toate lucrurile să facem ce Dumnezeu ne învață. Why you give tax for your government? De ce trebuie să dai taxe, să plătești taxe la guvern? Because you give respect to them. Pentru că ți-arăs respectul prin aceasta. You are not on the way. You are every year. You pay the tax. Toți anii trebuie să plătești taxele. And you give to the Caesar, you give the tax for your government, but you not give back. The God give to you something and you need to give to God. Deci plătești taxele, poate. Dar nu, Dumnezeu nu plătești. Deci Dumnezeu care îți dă toate lucrurile și lui nu-i dai ceva. Deci e numele lui pentru părția lui. You already give Caesar, but you not give it to God. Deja dăm, ce să nu trebuie să dăm, că dacă nu ne dă amenzi, dar nu dăm lui Dumnezeu. You give to Caesar. Dăm lui Cezar. You give to God. Dar dă și lui Dumnezeu. But you not give to man of God. Dar să nu dai omenilor lui Dumnezeu. Where is the man of God's respect? Unde este respectul față de omul lui Dumnezeu sau oamenii lui Dumnezeu? Pastor, I'm very respectful for you. I give respect to you. Spui, pastor, eu te respect foarte mult. But how you can show your respect? Dar cum poți să arăți respectul? And when you give the income tax to your government, that's when you show the respect. Yeah, deci când, prin faptul că plătești taxele la guvern, aceasta îți arăți respectul față de guvern. Now we see the scriptures one more. Și ne mai uităm încă o dată într-un verset. Gospel Matthew. La Matei. Chapter 5. 5. Verse 14 to 16. De la 14 la 16. So Matthew 5:14-16. Ok, deci la Matei 5, de la 14 la 16. Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. You are the light of the world. A city that is set on the hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on the lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Amen. And you start to give respect to people.
then you live like that at the light. Și atunci încep să onorezi toți oamenii cum ne-au învățat de la început, respectând toți oamenii, atunci devenim ca o lumină care luminăm peste tot în jurul nostru. And glorify your Father who is in heaven. Și văzând lucrul acesta, vă glorifica pe Tatăl care este în cerul. One simple work on earth to glorify the name of the Father in heaven. O lucrare atât de mică pe pământ, deci dând respect unui altor, îl glorifică pe Tatăl nostru care este în cerul. We started to give respect, we give honor for all. Că atunci și începe prin a da onoare, a cinsti pe toți oamenii. God allowed us, God chosen us to give respect for everyone. Dumnezeu ne-a ales pentru lucrarea aceasta, ca noi și ne-a spus lucrurile acestea. Să facem lucrurile acestea, să cinstim. Behind for this, respect or honor mean you give glorify the name of the Lord in heaven. That means you glorify His name when you give a respect. Prin această lucrare atât de simplu, deci în a respecta pe toți oamenii, prin acestea să aduce glorie Tatălui care este în cer. Today you need to decide today what you do. Și astăzi tu trebuie să decizi ce vrei să faci. You give respect. Respect. And you take respect back. Tu începi să le respect, tu lege respect înapoi. And what you throw up, and the same thing return back. Ce ce aruncăm în sus, aceea coboară înapoi în jos. Because you are frozen. And now I pray for you. Acum fratele se va încheia cu rugăciune, deci aici este. Before I pray for you. Înainte de a se ruga. And I give respect to Sister Olte. She prayed for all of you. Pray for all of you. Și acum am dat respectul mie, zice, ca să mă rog eu pentru voi toți și Domnul să mă ajute. I'll pray in Romania. Yes, of course you can pray in Romania. No need to talk in English. Don't forget. Okay. And so for those, okay, for those that are watching us in English, that I'll pray in Romanian. So may God bless us all and help us, Lord, help us understand the word of God. Amen. Da, Tată Ceresc, venim să-ți mulțumim, Tată, pentru dragostea Ta, pentru bunătatea Ta, pentru tot ce ai lucrat în viețile noastre, Doamne, și pentru că Tu ne înveți zi de zi cuvântul Tău, Doamne. Ne ajut să creștem, Doamne, în cunoștință, în putere, în dragoste, Doamne Iisuse, să ajungem pe placul Tău, Doamne Iisuse, să fim, Doamne, la un punct de creștere spirituală care Tu ne vrei, Doamne, ca oameni pe pământ, ca lumină în lumea înconjurătoare, Doamne, în familiile noastre, în bisericile noastre, unde ne-ai așezat pe internet și peste tot, Tată. Ajută-ne, Doamne, să putem să înțelegem cuvântul Tău, să-l înmagazinăm în mințile noastre, Doamne, și să-l practicăm în viețile noastre de zi cu zi. Ajută-ne, Doamne, cuvântul Tău este cu adevărat o lumină pentru cărarea noastră, Doamne. Îți mulțumim, Tată Ceresc, te glorificăm pe Tine, Doamne, Iisuse, și te preamărim. Îți mulțumim pentru fratele Raș, Doamne, că și Tu l-ai lăsat pentru comunitatea noastră română. Îți mulțumim și te rugăm pe Tine, Tată, Tu să-l întărești în continuare, Doamne. Tu știi situația, Tu cunoști, Doamne, și problemele lor acolo local. Te rugăm pe Tine, Doamne Iisuse, privește cu milă și durare, Doamne, și deschide, Doamne, oportunități și pentru ei acolo, Doamne, ca Evanghelia să poată să ajungă la cei din jur, Doamne, care mor în păcate, care mor, Doamne, închinându-se la Dumnezei străină, Doamne. Dar Te rog pe Tine, pătrunzi, Doamne, și în India, Doamne Iisuse, și salvează sufletele acestor oameni, că și ei sunt oameni cu preț înaintea ochilor Tăi, Doamne, cu aceeași valoare. Te rog, unește-ne pe toți în lanțul dragostei Tale, Doamne, biserica aleasă de pe întreg pământul, Doamne, care Te așteptăm, o Doamne Iisuse, Te dorim, Te iubim, Iisuse, Te rugăm, rămâi cu noi, tronează în inimile noastre, în fiecare zi, Tată, prin Domnul Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt. Aleluia. Amin. Amin. Now I'm praying in English and she translated to me. Și fratele m-a încheiat cu rugăciune în limba engleză. Heavenly Father, I lift up Your name, Lord Jesus. Da, Tată Ceresc, îți înalți numele Tău și Tău, Iisus Hristos. And I give respect to Your awesome name. Și îți respect, dau cinste numele Tău minunat. And I give honor for Your crucifixion for us.
Și ți-o onorez, o Doamne, că ai fost crucificat pentru noi. Father, we are nothing. Tată, suntem nimica. And we give respect not just through our word, but through our action, you help us, we do. Tată, ajută-ne, Doamne, ca noi să ne arătăm, o Doamne, respectul, nu doar prin cuvintele noastre, prin acțiunile noastre, Doamne, să cinstim pe toți. And Father, the whole my brothers and sisters, they are watching us live today. Și toți frații și surorile care ne-au urmărit live, Doamne. And after that, și cei care vor urma în continuare să ne urmărească. You and Father, when they're hearing this message, you talk to them and you change to them. You change to the behavior of your people. Da, Tată, ascultând mesajele aceștia, Doamne, ajută-i ca să poată să se schimbe, să ne putem schimba. And they don't just use the word I give respect, but through action, they show the respect when how they love you to others, and then they are also loved on another's Lord. Da, Tată, ca noi, Doamne, prin acțiunile noastre să dovedim că și noi te iubim pe Tine, Tată, și iubim pe toți cei din jurul nostru, Doamne, cu acțiune, cu pasiune. And Father, you help us with all these verses, keep it and keep it your commandments, and we are show the love of Christ to others. Și ajută-ne, Doamne, aceste versete și aceste lucruri care le-am învățat să le putem păstra în inimile noastre, Doamne, și să le punem în practică, Doamne. Thank you, Father God, you are hearing our prayer. Și să mulțumim, Tată Dumnezeule, că și ne-ai ascultat rugăciunile noastre. In Jesus' precious and mighty name, amen. Și în numele prețios al Domnului Iisus Hristos ne-am rugat. Amin. Amin. Read your Bible, meditate the Word of God, implement the Word of God, and remember in your prayer for me, my family, and Sister Olti Hosan for her family, and every single soul is important for us. Give respect to others and take respect. Și cu aceste cuvinte încheie, citim Cuvântul lui Dumnezeu, medităm la Cuvântul lui Dumnezeu, îl împlinim. Zic de fiecare dată, fără împlinire, nu are nicio valoare. Continuăm să ne rugăm pentru fratele Raș, pentru familia lui, lucrarea care fac acolo în India, nevoile lor, pentru mine și familia mea, lucrarea care facem pe internet. Motoul lucrării noastre este niciun suflet să nu se piardă și orice suflet are preț înainte ochiului lui Dumnezeu și să facem cine a învățat astăzi, ce am învățat astăzi. Să ne arătăm respectul sau să dăm cinste tuturor oamenilor, împăraților și tuturor puși în dreptătorii și tuturor. Amin. Și Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Și mai distribuiți și altora acest video. Amin.